Bun găsit la un nou episod al podcastului Parenthink, unde ne-am propus ca alături de invitații noștri să reflectăm asupra unor subiecte importante, centrale, ce țin de procesul de creștere și educare a copiilor noștri, în așa fel încât să ne îndeplinim rolul de părinți mai bine, mai înțelept și cu mai multă pricepere. Sunt Dora Purel și mă bucur să-i salut în acest episod pe prietenii mei de la VIA, Rei Abrudan, pastor al bisericii, împreună cu Bebe Tarnu și Andreea Tarnu. Și merită menționat de la început că noi toți împreună avem 7 băieți. Trăiască băieții! Trăiască băieții! Bine ați venit, mă bucur că ați acceptat propunerea noastră în ciuda emoțiilor și... Ce ne-am propus pentru acest prim episod al podcastului nostru este să începem cu începutul, și anume în Geneza. În Geneza, capitolul 1, pe paginile Scripturii scrie așa: Dumnezeu i-a binecuvântat pe Adam și Eva și le-a zis: fiți roditori și înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l, domniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice vietate care se tărăște pe pământ. Apare din primele pagini ale Scripturii acest mandat scris. Mai este valabil pentru noi astăzi, mai ales în contextul în care se vorbește despre suprapopularea planetei, despre faptul că resursele pare că scad în timp, deci n-ar fi prea indicat să fim așa de mulți și să continuăm să creștem. Cum aplicăm astăzi ceea ce a spus Dumnezeu atunci? Vedem că unii se țin de cuvânt și fac ceea ce trebuie și toată admirația pentru ei. Alții suntem așa pe la mijloc. Eu cred că mandatul acesta, dacă atunci avea probabil o puternică componentă fizică, biologică, era nevoie de înmulțire, pământul era gol, trebuia stăpânit. S-ar putea ca astăzi ideea sau mandatul acesta să aibă, să mai adauge și alte componente. Nu că n-ar fi existat atunci. Eu cred că aceleași componente în porunca din Genesa, creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți pământul, existau toate componentele, adică și componenta biologică, de înmulțire biologică, dar exista la fel ca și astăzi celelalte componente. Pentru că eu cred că Dumnezeu ne dă copiii cu un anumit scop. Ideea de copii, de înmulțire, s-ar putea să aibă și alte conotații mai mult decât cele biologice. Pentru că prezența copiilor în viețile noastre s-ar putea să aibă niște efecte pozitive, benefice pentru noi. M-am întrebat de multe ori de ce ne dă copii, de ce nu ne dă Dumnezeu direct adulți. Adică putea Dumnezeu să ne înmulțim, știu eu, prin partenogeneză. Nici nu era nevoie de parte bărbătească, parte femeiască. Puteam să nu se nască copiii mici și să trească să-i creștem vreo 14-18 ani până merg la casa lor. Uitați-vă la regnul animal. Orice pui de orice fel de animal, în câteva luni de zile, maxim un an de zile, dacă nu greșesc, puii sunt la casa lor, sunt adulți, își văd de viața lor, sunt independenți, s-au rupt de părinți. În cazul omului, ne ocupăm de copii ăștia, eu știu, de la 12, mai nou 18, poate chiar 30 de ani, încă tot avem grijă de ei, din păcate. Deci cumva omului s-au dat niște copii, sau a primit mandatul, porunca de a se înmulți, de a face copii, cu mult mai multe gânduri în spate decât înmulțirea biologică. Oare care ar fi acele? Asta este, mi se pare, o întrebare interesantă. De ce ne dă Dumnezeu copiii? Ce mai auzeam vehiculat, mai ales în contextul nostru evanghelic, era ideea faptului că noi ar trebui să luăm foarte în serios acest mandat în zilele noastre, pentru ca să ne asigurăm că lăsăm în urma noastră ucenici, oameni temători de Dumnezeu. Și cumva acesta ar trebui să fie un scop al nostru, o prioritate a noastră, de a ne asigura că după noi vor rămâne în urmă suficient de mulți oameni care au cunoștința învățăturilor lui Dumnezeu și cunoștința lui Dumnezeu. Am emoții cu așa ceva, cu astfel de perspectivă. Ce ne facem cu cei care nu pot avea copii? Și până la urmă tot Dumnezeu este cel care decide asta în cele din urmă. Așa că dacă asta ar fi fost în mintea lui Dumnezeu, că trebuie să facem copii ca să lăsăm mărturia lui mai departe, de ce unii nu pot avea copii? Adică nu, m-aș feri de astfel de poziție. O să revenim la întrebarea asta, de ce totuși unora nu le dă săgeți, de ce unii nu au săgeți în tolbele lor. Dar haideți să revenim. De ce facem copii? De ce ați ales voi, de exemplu, Bebe și Tarnu, să aveți copii, să aveți 4? Eu cred că dacă planeta este suprapopulată, nu noi românii suntem vinovați pentru asta. Din contră, din păcate, natalitatea în țara noastră este în continuă scădere, deși fertilitatea este una foarte bună, cum spun anumite studii, numeroase studii. La un moment dat eram pe locul 2 ca și fertilitate în Europa, după Franța. Dar, din păcate, foarte mulți tineri și familii tinere din țara noastră merg în afară și astfel copiii care ar fi fost în țara noastră sunt cetățenii ai altor țări. Deci, din start vreau să vă zic să stați liniștiți că nu suprapopulăm planeta, ci România are nevoie, din punctul ăsta de vedere, de copii. Pentru că copiii sunt viitorul, reprezintă viitorul nostru și al unei țări, și al unei comunități, și al unei familii și din punctul ăsta de vedere noi privim ca pe o modalitate de a ne lăsa fără resurse, ci dimpotrivă de a ne îmbogăți resursele și de a ne îmbogăți perspectivele și de a ne întări ca și familie, ca și comunitate, ca și societate. De acord, problema resurselor nu cred că este reală. Omul s-a adaptat, societatea s-a adaptat val după val la creșterea populației și o va putea face și în continuare, nu am emoția asta. Pe principiul ăsta și eu legat de resurse, nu. Cred că în decursul istoriei cei mai de sus au urmărit tot felul de strategii și lansau tot câte o teorie de genul acesta. Știm perioade în care, de exemplu, în China s-a interzis să se mulțească sau numai să insistau pe băieți, pe urmă s-a revenit. Deci suntem puțin în direcția asta direcționați și cred că lipsa de resurse nu e o problemă. Mă gândeam numai la nivel de o familie, dacă analizez din punct de vedere al managementului, te uiți cum îți cheltui resursele, sigur vei găsi posibilitatea să mai integrezi încă o persoană, vezi că mai este loc. Eu aș vrea să răspund la întrebarea de ce am ales să avem copii, chiar în familia noastră. Îmi plac relațiile, cred că noi ca și oameni am fost creați pentru relații, iar partea cu copii aduce o anumită situație în perspectiva asta a relațiilor. E diferită de cea a relațiilor între adulți și avem multe de învățat. Îmi place contextul de a fi social, iar noi avem 4 băieți. Ne-am dorit de la început un număr de 3-4 copii, pentru că se creează o anumită atmosferă într-o familie care e mai lărgită sau mai mare. Cred că asta a fost un scop al nostru. Da, multă lume râde de noi pentru că avem 4 băieți și toată lumea se întreabă, ați tot încercat până când vine o fată? Răspunsul este nu. Cum a zis și Bebe, înainte, când am început familia noastră, am zis că ne-am dorit un număr de 3-4 copii. El vine dintr-o familie cu 4 copii, eu cu 2 copii. Și după ce am avut pe primii 2, la o distanță de aproape 2 ani, s-a părut greu. Dar nu am luat decizia dacă e greu ne oprim. Apoi am zis, e momentul să mergem mai departe cu planul nostru spre al 3-lea copilaj. Eu atunci mi-am dorit fetițe, nu s-a întâmplat, mi-am luat gândul de la fetiță. Știu cum. Și apoi ne-am gândit, hai și al 4-lea, că e pereche bună pentru al 3-lea. Exact. Deci așa a fost, ideea noastră, adică ideea noastră cerută de la Dumnezeu. Cred că lumea nu râde de voi, că numai noi ești fată, ci simte cu tine că vei fi soacra cu 4 nurori. Eu mă bucur, eu mă bucur foarte mult că am trecut la soacra cu 4 nurori, pentru că toată lumea îmi spunea soacra cu 3 nurori, dar povestea este cruntă. Soacra cu 3 nurori este bătută, Și când mă vedeau cu 3 băieți, să zic, a, ești ca soacra cu 3 nurori, dar eu în mintea mea nu vreau să fiu ca da. Rei, cum ai completat tu răspunsurile astea vis-a-vis la de-ce-urile legate de ce facem copii, de ce ați făcut voi copii? Mai, în primul rând, hai să, să spun așa, în Psalmul 127:5, Dumnezeu spune: iată, copiii, fii, copiii, sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelor este o răsplată dată de El. Până la urmă, înțeleg că Dumnezeu este Cel care ne dă copii. Și sigur că m-am întrebat, bun, dar de ce ne dă? De ce nu primim adulți, spuneam la un moment dat, în familie? Nu ne-ar fi mai simplu? Și cred că răspunsul este pentru că Dumnezeu ne dă copii, pentru că și copiii ne cresc pe noi, nu doar noi pe ei. Și cred că asta este componenta aceea, dincolo de componenta biologică, care e simplă de executat. Dumnezeu ne dă copii pentru că și copiii ne cresc pe noi, nu doar noi pe ei. Pentru că crescându-i, educându-i, învățându-i, noi învățăm câte ceva despre noi înșine, despre natura umană, despre Dumnezeu, despre modul Lui de raportare la noi. Paralelele sunt incredibile, paralelele între un tată pământesc și copiii Lui și un tată ceresc și noi, copiii Lui. Așa că și noi creștem odată cu copiii pe care îi primim. Cum? Aici am putea intra în tot felul de detalii și cu siguranță aveți și voi o grămadă de povești de genul acesta. Eu cred că copiii sau prezența lor în viața noastră, în familiile noastre, conduc la o formare spirituală a noastră. Adică, cum am spus, paralela dintre tatăl pământesc și copil este o mică analogie, o puternică, dacă vreți, umbră a relației lui Dumnezeu cu noi. Prezența copilor ne învață și ne educă și spiritual. Și nu uit, am câteva lucruri din astea amintiri în mintea mea. Unul din băieții noștri avea 5 ani și face o criză de apendicită. Stăteam pe lângă el, am dus la doctor, l-am întors, n-are nimic, l-am întors acasă, plângea de durere copilul. Ramona plângea văzând că medicamentele nu-și fac efectul și atunci cade în senin. Băiețelul zice: dar mami, în loc să te rogi, tu îmi dai medicamente care nu-și fac efectul și apoi mă tot întreb dacă mă mai doare burtica. Sigur că mă mai doare, mai bine te-ai rugat pentru burtica mea. Și cumva așa, ca un duș rece. Cum de nu ne-am gândit să o facem, să implicăm și aspectul ăsta? Și uite cum un copil de câțiva anișori, bine să aduc aminte, stai puțin, mai este o poveste mai mare ca voi, de exemplu. Deci copilul, cred că ne poate conduce sau ne crește și în cele spirituale până la urmă. Ne atrage atenția acolo unde suntem orbi sau nu vedem. Eu cred că exemplele pot continua. Creșterea copiilor cred că împlinește noi niște nevoi emoționale, esențiale, nevoia de a iubi și de a fi iubit. Ne învață câte ceva despre dăruirea de sine, este toate de a face cu formarea noastră emoțională. Când iubești pe cineva, înveți ceva, când ești iubit de cineva, iarăși înveți ceva. Asigur că mi-ați putea spune, bine, dar nevoia de a iubi și de a fi iubit nu-ți poate fi asigurată de alte persoane din jurul tău? Ba da, dar nu în același fel. Adică iubirea pământească și iubirea filială, dacă vreți, acoperă un spectru al universului nostru lăuntric pe care nu-l acoperă altceva. Deci este și un aspect de formare emoțională. Și iarăși mi-aduc aminte de o experiență cu unul din băieții noștri, tot așa, avea vreo 4 anișori. Și eu de obicei scun în gură, stric o jucărie și vine și tati s-o zica jucăria, dă-i pace, nu se poate repara, era jucăria lui preferată, nu se poate repara. Și cumva obișnuit cu stilul meu, când vine cu jucăria la mine, tati, mi s-a stricat jucăria și mi-o întinde. Și nici n-am apucat să spun, nu se poate repara, copilul, tati, să nu spui ceva descurajator, haide să sperăm împreună. E așa o chestie, nu? Da. M-a citit. Deci cumva prezența copiilor te învață, pur și simplu te formează spiritual, moral, dacă vreți, adică emoțional, am spus deja, moral te poate forma, pentru că te învață cu spiritul de dreptate, aveți mai mulți copii. Acolo, cred că sunteți maestri la chestia asta. Onestitatea cu care îți tratezi copiii, cum te prezinți în fața lor, ești o oglindă înaintea lor, ei te văd. Toate lucrurile astea, prezența lor în casă, are un rol formativ. Deci ce vreau să spun, de ce ne Dumnezeu copii? Pentru că și noi creștem odată crescându-i pe ei. Cred că asta e în esență ce am vrut să zic. Prezența copiilor în viața noastră contribuie la formarea noastră. Bebe și Andreea, ce lucruri practice ați învățat voi despre voi în procesul de creștere a copiilor? Ce ați descoperit poate nou? Ce ați descoperit despre Dumnezeu, despre relația voastră cu Dumnezeu sau chiar din Scriptură, care a sunat diferit odată ce ați avut copii în brațe? Eu aveam o părere foarte bună despre mine până să am copii. Adică, no, mă străduiam și eu, eram ok în relații și fiecare copil cum a venit pe rând a tot spart așa, un ciocan așa bine țintit în puncte cheie și a tot spart așa din imaginea aia și mi-am dat seama că nu sunt cum mă vedeam eu în propria mea oglindă, propria mea neprihănire așa și eu cred că Dumnezeu ceea ce urmărește este să te lepezi de sine, că asta spune, dacă vrea cineva dacă vrește cineva să vină după mine să se lepede de sine. Și cum poți să faci lepădarea asta de sine când tu de fapt ești plin de sine și concentrat în jurul persoanei tale? Și vine un copilaș care îți apasă toate butoanele, care te duce la limită cu nevoile lui primordiale pe care le țipă din toți plămânii în primele luni din viață și atunci treptat, treptat îți dai seama că lepădarea asta de sine vine cu schimbarea obiceiurilor personale, cu faptul de a mai sacrifica din ceea ce ești tu, de a vedea și altă perspectivă, de a te smeri, de a cere iertare lui Dumnezeu și de a fi într-o continuă dependență de Dumnezeu, pentru că îți dai seama că nu poți să-i crești pe copiii aceștia să fie pe deplin și spiritual și fizic și cu toate provocările pe care le ai ca și părinte, nu le poți face decât în dependență de Dumnezeu și prin ajutorul Lui. Și primul lucru la care mă gândesc, care l-am învățat, a fost să mă lepăd de mine și să mă smerez din punctul ăsta de vedere și bineînțeles că sunt multe alte aspecte. Domnul Iisus spune că dacă nu ne facem precum niște copii, cu niciun chip nu îl vom vedea pe el. Și știu că mult privim ca și cum să fii curat la inimă, să ierți, să așa. Dar dacă ne mai gândim puțin, relația dintre un copil și părintele lui e foarte sinceră și apropiată. Când ești copil, ești foarte apropiat de părintele tău și la fel și pe mine m-a învățat cum copilul meu este apropiat de mine și când are o nevoie vine mie și îmi spune, când are o durere vine la mine și îmi spune, când are o nevoie, orice vine la mine. Așa ar trebui să fiu eu față de tatăl meu ceresc. Când am, cum ai spus și tu, o nevoie, prima dată să mă rog, să-i cer lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mă și învață-mă. Când am o ceartă sau toate să-l privesc prin perspectiva relației mele cu Dumnezeu și asta e permanent în mintea mea. Pentru mine partea cu copiii a fost ceva legat de relația cu Dumnezeu. Descoperi o latură care nu am pătruns-o înainte să-i am. Mă gândeam, cine e tatăl cu cel mai mulți copii? Luând-o așa, pentru că suntem în cadrul ăsta creștin, Dumnezeu, dacă stai să te gândești, miliarde și miliarde de oameni s-au adunat în decursul istoriei. Astăzi, dacă ți se vorbește despre copii, vei găsi asociat mereu ideea o să fie greu. Și cred că Dumnezeu e greu cu atâția copii. În special îi teama că dai naștere la niște copii care mai târziu s-ar putea să fie revoltați, rebeli pe partea asta și cred că asta reține pe oameni în a-și dori să aibă copii pe de o parte, pe de altă parte și confortul, dar analizând lucrurile în lumina asta nu mi-am dorit să fiu un astfel de om. Am crezut că pot să pătrund ceva din relația mea cu Dumnezeu având acești copii și crescându-i și primul lucru care îl observ în relația cu ei e că eu sunt cel care le sunt alături să învăț anumite lucruri. Ești uimit să vezi cât de fără experiență îți iei în multe lucruri și ce ușor poți tu să le pui la îndemână experiența ta. Și mai mult cât de deschiși îți iei pe partea asta. E un aspect care îl iau în relația mea cu Dumnezeu, să mă gândesc că Dumnezeu are să mă învețe multe. Cred că și ăsta e un lucru la care noi oamenii începem să renunțăm. Ce să fim atât timp învățați? De la o anumită vârstă nici nu mai suntem deschiși să fim învățați. Dar trebuie să ne gândim că beneficiem de un tată care are o experiență minunată și asta o învăț din relația mea cu copiii. Cred că toată viața o să fiu alături de ei cu un sfat sau am împărtășit o experiență cu ei. În suportul nostru, în ajutorul nostru vine și știința, neuroștiința. Neurologii au descoperit acum că o anumită parte din creier, creierul cortexul cingular anterior mijlociu, este stimulat și chiar se dezvoltă mai tare în perioadele din viață când avem greutăți și avem niște limite de depășit. Să crești copii, în fiecare zi ești cumva pus în tot felul de situații în care să-ți depășești propriile limite, să mergi mai departe, să duci greu și mi se pare așa de fascinant că Dumnezeu ne-a dat și un suport biologic pentru lucrul acesta și de fapt și în corpul nostru, deci nu numai în sufletul nostru, nu numai în caracterul nostru se dezvoltă anumite lucruri, ci și în creierul nostru. El ne ajută și ni se mărește zona aceea unde se zice că este și centrul voinței. Și adevărul că îi tot zic la Bebe, după ce dacă ne ajută Dumnezeu să creștem băieții ăștia, să-i ducem până la 18 ani, să facă un viitor, deci chiar simt că sunt stare de multe alte lucruri. E un act de voință și de autodisciplină, da, și asta am învățat foarte mult. Autodisciplină, am învățat-o foarte mult. Să mă autodisciplinez, să-mi depășesc limitele, să ies din zona mea de confort, vă dați seama, am învățat toate mașinile, toate fotbalurile, toate uneltele, tot, am ieșit complet din zona mea. Ești mult mai mult, Andreea, decât ai fost la început. Exact. Da, cu siguranță. Și da. Cortexul cingular, da, la fel. Da, ne simt, da. Cred că e zdravă, da. Da, și cum ai zis și tu, Rei, și eu înțeleg anumite versete din Scriptură, de multe ori zic, așa, de exemplu zice în Biblie, Dumnezeu, urăsc certurile între frați. Wow. Păi când ai mei se ceartă și se bat și așa, zic, nu sunt eu părinte pentru amândoi, nu vă iubesc, nu vă fac la toți. Când îi văd că se ceartă, așa simt în mine, cum că nu pot să iau partea la niciunul, că iubesc pe toți. Zic, tu vii și îl părăști pe frățiorul tău, dar eu vă iubesc pe amândoi. Eu trebuie să găsesc o cale pentru amândoi. Și atunci zic, Doamne, cum te simți tu că noi ne luptăm așa și multe alte perspectivele Și apropo de fii, sunt o moștenire și o bucurie. Eu îl văd pe Dumnezeu ca pe un tată iubitor care îți explică, uite, copiii tăi sunt o moștenire care va dura. Deci dintre toate lucrurile astea de pe pământ, te poți investi în ceva care are rol veșnic. Fiii sunt pentru veșnicie, nu sunt lucruri materiale care se pierd, care rămân, care așa, ci poți să-ți investești viața și efortul și timpul în ceva care poate să dureze veșnic și asta e wow! Mai este în Scriptură un text care pare să ne dea bătăi de cap pe alocuri și anume cel în care este menționată femeia care va fi mântuită prin naștere de fii. Acum, Andreea are toate șansele, că are 4. Ai mântuit, ai rezolvat. Eu cu 1, ce mă fac? Păi ai și tu 1. Am o șansă. Citești bine, da. La voi lucruri simple, ați făcut copii, sunteți mântuite. Nu știu cu noi cum stau lucrurile, da. Da. La ce se referă textul respectiv? Este un text într-adevăr greu. Contextul este următorul. În 1 Timotei, capitolul 2, cu 12, sau de la 12 încolo, apare afirmația și aș vrea să-l citesc pentru că contextul ne ajută puțin să ne dăm seama, să ne dea un soi de ochelari sau perspectivă din care să privim afirmația aceea care este foarte dificilă. Și textul Scripturii spune așa, Pavel spune, nu-i dau voie femeii să învețe pe alții, nici să aibă autoritatea asupra bărbatului, ci să rămână în tăcere. Asta e alt subiect, îl rezolvăm altă dată. Căci mai întâi a fost creat Adam și apoi Eva. Și nu Adam a fost înșelat, ci femeia a fost înșelată și a căzut în fără de lege. Și apoi, versetul 15, totuși ea va fi mântuită prin naștere de copii, dacă rămâne în credință, în dragoste și în sfințenie, alături de cumpătare. Acum, contextul la ce ne ajută? Ne ajută să ne dăm seama că Pavel aici vorbește despre un soi de ierarhie în autoritate. Și din cauza sau datorită acestei ierarhii, vine afirmată din versetul 15. Deci femeia, ca ierarhie spiritual vorbind, ierarhia spirituală a ea trebuie să stea sub autoritatea bărbatului. Și nu mă interesează dacă vă deranjează sau nu asta, și asta se poate explica în alt gen de podcasturi. Având în vedere că Pavel aici vine să pună femeia sub autoritatea bărbatului, el vine cu acel totuși din versetul 15. Totuși, chiar dacă femeia este sub autoritatea bărbatului, totuși ea nu este mai puțin. Și asta vine. Totuși, ea va fi mântuită prin naștere de fii, dacă rămâne în credință, în dragoste și în sfințenie, alături de cumpătare. Acum, observăm, dacă citim cu atenție, că mântuirea ei nu se datorează nașterii de copii, ci ea va fi mântuită prin nașterea de copii, și vedem de ce ar putea însemna aia, dacă ea rămâne în credință, credința te mântuie, în dragoste și în sfințenie, alături de cumpătare. Deci nu se pune problema că femeile, sau ce vrea să spună Pavel este că femeile sunt mântuite dacă fac copii. Nu despre asta e vorba. Mântuirea femeii este exact pe aceeași bază cu a bărbatului, credință, dragoste, sfințenie și așa mai departe. Bun, dar atunci ce vrea să zic că ea va fi mântuită prin naștere de fii? În ce sens mântuită prin naștere de fii? Și acum aici putem să luăm cam 3 perspective de interpretare există și doar le numesc pe scurt. Totuși, prin nașterea dureroasă, aș sublinia, prin nașterea de copii, nașterea dureroasă de copii, femeia și-a plătit păcatul edenic. Ar putea fi, unii sunt de părere că asta vrea să însemne. Da, femeia a făcut greșeala pe care a făcut-o și am citit-o mai înainte, dar prin nașterea dureroasă de copii, ea și-a plătit păcatul edenic. Ea a fost acoperit păcatul acela din grădina Eden, despre care vorbește Pavel aici, ea a fost acoperit prin pedeapsa aceasta, prin durerea nașterii de fii. Și atunci asta ar putea fi o variantă de înțelegere. A doua variantă de înțelegere este următoarea. Nașterea de copii este o aluzie la nașterea lui Isus. Pentru că în Geneza 3:15 se spune că din sămânța femeii va ieși Mântuitorul până la urmă. Și atunci, deși femeia a fost cea înșelată în Eden, cea care naște, căderea cu vina lui Adam, din nou nu vreau să intrăm acolo, și a lui Adam, totuși, deși ea a generat căderea respectivă pe care o pomnește Pavel, totuși din ea sau îi se dă onoarea ca din ea să iasă și răscumpărătorul. Prin nașterea de fii, la momentul potrivit, la vremea potrivită, va veni și răscumpărătorul și astfel ea va fi mântuită tot prin nașterea răscumpărătorului, a Fiului lui Dumnezeu. Deci cumva îi se dă totuși onoarea ca mântuirea să vină prin nașterea de fii, deși a făcut greșeala în Eden. Și atunci ea va fi mântuită prin nașterea de fii, asta ar putea fi al doilea sens. Prin nașterea lui Isus, care va veni la momentul potrivit tot prin femeie. Și o a treia variantă, pe care a menționat-o foarte frumos Andreea, mi se pare mai înainte, a treia variantă de înțelegere ar putea fi următoarea. Copiii pe care îi naște și îi crește sunt o unealtă de vindecare și de creștere. Cum spuneai tu, că am avut o părere bună despre mine și mi-a spart toate imaginile astea copiii și mi-am dat seama cine sunt și am avut ocazia să mă nu reinventez, și să mă formez și să mă văd cine sunt și să mă vindec în toate domeniile alea. Și atunci fiecare copil, am putea spune, tămăduiește, formează un alt loc al vieții femeii născându-l. Și atunci, iată 3 interpretări. Ea va fi mântuită prin nașterea de copii, în al treilea rând, deci asta este. Copiii, născând copiii, aceștia o vor forma, îi vor tămădui anumite aspecte ale vieții. Cam astea ar fi vreo 3 perspective de a înțelege textul acesta. Și având aceste perspective în minte, cum ne raportăm în câteva cuvinte? Cum ne raportăm la cazurile în care vedem că Dumnezeu nu a dat copii anumitor familii sau anumite femei nu primesc nu primesc copii. Care ar trebui să fie atitudinea noastră, mai ales în cadrul comunităților noastre, în care vedem că se pune multă valoare și se încurajează facerea de copii? Ce ne facem cu cazurile în care își doresc foarte mult, dar pur și simplu nu se întâmplă? Eu cred că aici intervine suveranitatea lui Dumnezeu, pentru că, până la urmă, povestea sau interpretările acestea au de-a face cu femeia ca concept, ca femeia general vorbind, nu o femeie anume, nu o naștere anume îți rezolvă toate problemele, ci din femeie, din sămânța ei se naște Mântuitorul, ele au parte de mântuire, că e tot prin credință, dragoste și sfințenie, deci nu se pune problema mântuirii în sine, mi se pare mie. Iar faptul că unele persoane nu au copii, eu nu văd ca pe o împuținare. Asta le oferă spațiu de creștere în alte feluri, în alte domenii. Au șansa să adopte copii, iarăși poate fi și asta o poveste întreagă foarte benefică, până la urmă poate să fie. Dar dacă nu mergi în direcția adopției, cei care n-au copii sau cele care n-au copii personal pot avea copii apropiați din familie în care se pot investi și pot învăța copiii bisericii și implicarea în lucrarea cu copiii. Deci cumva nu un copil biologic îți rezolvă toate problemele. Copiii ca idee au rol formativ și dacă trăiești în preajma lor, dacă te implici în viața lor, chiar dacă nu sunt ai tăi personal, ai toate șansele să beneficiezi de prezența lor și de formarea pe care ți-o oferă. Nu mi se pare o tragedie. Vă mulțumesc, frumos pentru prezența la conversația noastră de azi. Sperăm că v-a fost util. Dumnezeu este Tatăl care are cei mai mulți copii și în bunăvoința Lui, El ne dă copii pentru ca, în timp ce ei cresc, ei să ne crească pe noi și să devenim mai mult, să ne arate mai mult despre noi și despre El. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, vă așteptăm data viitoare. Pe curând!